Iată-ne la capitolul rețete. Cercetătorii Farmec au început să combine ingredientele atent selecționate în etapa anterioară pentru a le testa efectul cumulat. Această etapă de combinare a ingredientelor poate dura ani de zile și se bazează pe experiență, documentare, multă muncă și răbdare. Rezultatele însă au fost spectaculoase. Extractul de floare de colț, extract eco-certificat în Franța, combinat cu complexul herbatonic din plante din flora spontană, precum sunătoarea, coada calului, cimbrișorul, nalba, au ca rezultat peste 20 de minerale, 10 vitamine și peste 13 oligoelemente, care au creat combinația ideală pentru o piele regenerată și frumoasă. Fiecare rețetă creată este atent testată. Specialiștii din laboratoare supun formulările oricărui produs la numeroase examene. Primul dintre ele este testul de stabilitate, care verifică dacă produsul își păstrează proprietățile pe toată durata de valabilitate a acestuia. Testul challenge, care demonstrează că produsul este bine conservat. Teste dermatologice de toleranța pielii, care arată că produsul este bine tolerat de piele, nu provoacă iritații sau alte efecte neplăcute. Ultimele fiind testele de eficacitate, care demonstrează rezultatul și anume ceea ce se scrie pe produse se întâmplă într-adevăr, efect antirit, dehidratare, etc. V-ați gândit vreodată cum ar fi să testați un produs încă dinainte de a fi lansat? Să fiți una dintre persoanele care poate spune dacă este eficient sau nu? În astfel de teste nu există niciun risc, produsele fiind testate dermatologic. În cel mai rău caz, pot să nu aibă efect, caz în care se trece la îmbunătățirea rețetei. Ce se întâmplă mai exact în timpul testelor de eficacitate? Se fac primele măsurători pentru stabilirea parametrilor inițiali. Pentru parametrul elasticitate vom folosi această sondă care în contact cu pielea va măsura capacitatea acesteia de a reveni la forma inițială sub acțiunea unei presiuni. După o oră de la folosirea produsului, din nou măsurători. Acum vom efectua măsurătorile de hidratare la interval de o oră de la aplicarea cremei. Din suprapunerea măsurătorilor pentru nivelul de hidratare, efectuate înainte de aplicarea cremei și la interval de o oră de la aplicarea cremei, se observă o creștere cu până la 49,4% a nivelului de hidratare. Primele trei blocuri sunt pentru măsurătorile efectuate inițial, fără a fi aplicată crema, iar următoarele trei sunt la o oră de la aplicarea cremei. Media măsurătorilor este reprezentată prin blocul verde. Din suprapunerea măsurătorilor se observă o creștere a nivelului de elasticitate față de momentul inițial. Aceste măsurători, atât pentru parametrul hidratare, cât și pentru elasticitate, se vor repeta și la interval de 28 de zile de utilizare a produsului de către fiecare subiect în parte. La sfârșitul celor 28 de zile are loc o evaluare a măsurătorilor prin date statistice, așa ajungem să spunem că un produs are o eficiență raportată la procente. Asta în caz că vă întrebați ce înseamnă eficacitate de 80%, de exemplu. Există însă și o evaluare subiectivă a produselor, pentru care subiecții participanți completează chestionare de evaluare. Chestionarele și modul de testare diferă de la produs la produs. După ce rețeta a trecut toate testele, se stabilește, tot în laboratorul de cercetare, fișa tehnică a produsului, în care nu este suficient să specificăm doar ingredientele și proporția acestora, trebuie să mai știm și care este timpul de amestecare optim, viteza cu care se amestecă semipreparatul, temperatura și alți parametri de care depinde succesul formulei. Rețeta finală fiind gata, urmează realizarea unei prime producții, care însă nu va ieși pe piață. Aceasta se numește șarja zero, adică o primă producție experimentală. Abia după această etapă ne aprovizionăm cu materii prime, ambalaje, etichete.